Am un limbaj care nu stă în atelier, ci iese în societate. Într-o societate în care blugii rupți sunt mai scumpi ca ea. Și în care să spunem că partea materială e mai... Nu? Se duce așa. Și unde cei fără resurse sunt învățați că mai puțin, nu? E mai bine. Nu e mai bine. Nu. Și unde, spre surpriza mea, în anul de grație 2016, am ajuns în situația în care nu mai putem fi toleranți pentru că avem prea multe. Deci, dacă deschizi ușa clubului, acoperi crucea eroului care a făcut clubul posibil. Locurile unde oamenii au murit pentru ca eu să vă vorbesc în seara asta sunt acum spații de reclame. Corpul femeii și corpul bărbatului care au schimbat istoria în țara asta sunt advertising tools. Ăștia sunt primarii noștri. Astea sunt primăriile. Și astea sunt stadioanele de fotbal cu bani europeni. Mișto. Iar locul dracului, nu? Locul diavolului. It's the biggest show on earth. It's cool. Well, printr-o fabuloasă ironie a sorții, clădirea care a golit frigiderele românilor se umple acum cu magneți cu clădirea respectivă. Să intru în asta? Sau mai bine o las să crească? Nu mai intru. Deci situația e complicată. Și trebuie să ne exprimăm foarte clar. Trăim într-o societate în care nu mai există, să spunem, foarte multă introspecție, cât nu mai gândești, ci comunici direct. Nu mai există timp. Nu mai contează conținutul, ci cum ții. Ați văzut cum e acum? Ați văzut cum era? Deci până acum se făcea așa poze, după aceea se făcea selfie, da? Și până se face selfie așa. Deci suntem în al treilea. Și pinul nostru... Ați văzut, nu mai poți să bați în computer, că cine știe că tu bați în computerul ăla. Și dacă mergi pe stradă, te citește ce boli ai. Vine valul. Da. Deci, am mers în toată lumea asta și ne-am întors acasă cu niște selfie-uri. Nu? Deci, lucrul ăsta eu le desenez pe pereți, pe tavane, pe ferestre. Deasupra pământului, pe pământ. Asta e în engleză, Mișo. An underground. Asta era într-un muzeu din Milano. Foarte interesant, ruine 2000 de ani. M-am băgat pe sub ruină ca să desenez de sub. Și acolo, știți cum sunt grupurile de... oameni foarte în vârstă din Germania care merg în toată lumea. Și mă gândeam, mama, dacă mișc, leșină, da?
Deci pentru multă vreme sau și acum eu sunt activ, să spunem, în catedralele artelor, care sunt muzeele astea fabuloase, apropo de unul din discursurile dinainte. Până la urmă, țara asta a făcut vreo 3 stadioane de fotbal și niciun muzeu. În 27 de ani. Așa arată locurile astea. Care sunt... unde eu primesc niște metri pătrați să mă pot exprima liber. Sau podele. Centre Pompidou, Bienala de la Jakarta, Muzeul Kiasma din Helsinki, Museum of Moderna din New York. Sau Biblioteca Tehnică Universitară din Praga. Sau Bienala de la Sao Paulo, sau stațiile de tramvai din Arad. În 2009, cred, am fost invitat la Bienala de la Sydney și eu am expus în clădirea asta, care este Muzeul de Artă Modernă al Australiei și care este de fapt un implantul canonului occidental pe un alt continent. Și când l-au construit, avea o serie de bazoreliefuri acolo, dar au rămas și pe vremea aia fără bani, așa că au rămas niște spații libere pe care le-am completat eu la Bienala asta cu cretă. Deci, ideile sunt mișto, dar și Mercedes-ul. Postmodernism, ai mai multe șanse. Când am coborât de una din sesiunile astea de lucru, doamna din imagine a venit la mine și m-a întrebat, have you done this? Și de obicei când începe așa ceva, pe urmă urmează un perdaf, muzeul nostru, muzgăleală, chestii. Dar tipa a fost foarte mișto și mi-a zis, finally some intelligent graffiti. Așa că, deci eu nu fac comics, nu fac cartoon, nu fac graffiti. Eu fac un desen inteligent. Și pentru că vă spuneam și vă arătam că povestea asta cu turnul de fildeș l-a terminat de mult. Orice artist responsabil și care are, să spunem, cât de cât o platformă națională, internațională, poartă pe umeri o mare responsabilitate. O grămadă de oameni nu au platforme să spună lucruri, nu? Mie mi se dau și sunt și plătit pentru asta. Așa că, cam din 2010, fac un zid, un desen public în orașul în care locuiesc, Sibiu, și care se numește un ziar orizontal și unde comentez actualitatea românească și internațională la zi. Câteodată zidul ăsta e negru. Câteodată lucrez cu artiști care fac stencil, în general oameni care au statement-uri în stradă, deci nu cei care fac numai noise. Acum e un pic mai baroc. Deci ei cu banii la offshore, noi cu off. Aveți, cum se zicea, norul, aveți datele nor, banii la bancă și viitorul, mai vedem, da? Vă spuneam că am avut un șoc. Eu sunt totuși generația care a încercat să fugă din țara asta. Unii au notat Dunărea, unii au trecut fâșia, alții s-au ascuns în trenuri, în autocare, în autobuză. Dacă în anul de grație 2016 tu, ca țară care ai 4 milioane de oameni afară, să nu poți să înțelegi că cineva nu pleacă din țara lui de bine? Well. Deci, numai poveștile le vrem, nu?
Așa că, pe toți! Ce am învățat eu făcând de 5 ani de zile un zid public în România? E că unii oameni văd, își fac selfie-uri, după cum vedeți, asta, sau poze de nuntă, și alții își văd de treabă. Joburi în state. Și asta, cumva, ca artist, e foarte bun, ca din când în când cineva să te pune pe pământ, să nu mai crezi tu că ești buricul pământului, omul așteaptă autobuzul, n-are treabă cu istoria artei și cu comentariile mele politice. În fine, eu am locuit la Oradea 5 ani, în 1985 până în 1990. Într-o perioadă în care, ca să faci expoziția de artă, trebuia să treci prin trei comitete de cenzură. De aia când aud asta că capitalismul e nasol, e nasol, da? Și aia la altă societate nu era o formulă fericită, mai ales pentru oameni creativi și liberi. Și singura posibilitate atunci, într-o societate închisă, dictatorială, în care erau umilit zilnic și în care cineva, nu cineva, un bou, putea sau nu să-ți lase lucrarea într-o expoziție, singura formulă pe vremea a fost să expunem acasă. Deci ăsta e apartamentul meu din Oradea în 1988, când am vrut să-i fac o surpriză soției mele care venea de la facultate și l-am ambalat în hârtie și l-am desenat. Tot. Și pe vremea habar n-aveam ce era instalație, environment, nu știu ce proiect. A fost o surpriză pentru soția mea care a funcționat, ca surpriză. Ideea e că n-au fost spectatori. Deci noi doi și câțiva amici. Și atunci subiectul în spațiul ăsta închis, când nu respiri, e despre tine. Și diferența de între atunci, eu sunt foarte mândru de lucrarea asta, dar nu știu că lucrarea decât mai târziu. Și dacă știam că e așa de succes, făceam în fiecare duminică câte una. Dar n-am făcut. Cred că am vreo 3 piese făcute în casă. Diferența între asta și acum, e că acum eu nu mai desenez pe pereți în apartament, ci pe cel mai mare zid din lume. The Facebook Wall. Și de cam de 5 ani, stai să mă la X, de 5 ani sunt un fel de drawing provider. E extraordinar de interesant câte grupuri, activiste, ONG-uri, oameni care se luptă pentru un subiect există în țara asta și care cred că fac o treabă extraordinară. Și eu îi ajut cu desene pentru pagina de Facebook, pe diverse felentare. Teatrele au probleme, Ferentariu are probleme, universitățile au probleme, domnul Oprea are probleme. Și da, n-are. N-are. Unele din aceste desene coboară în stradă înapoi, pentru că oamenii se identifică și pot să-l facă un fel de slogan sau logo protestului. Asta e în Slovacia, pentru un marș al diversității. Asta e la aia și când au tăiat tei din tot orașul ăla, exact tei au tăiat. Deci dacă tai doi i, rămâne aș. Ha? Uite cum. Și am desenat că doi ani jumate pentru oamenii ăștia, până când s-au plantat la loc. Deci grupul ăla a învins. Deci tei au trebuit să fie puși la loc. Și probabil asta e unul din cele care m-am atașat foarte mult în povestea de la Roșia Montană, când era cât pe aici să rămânem fără munți. Patru vreau să taie și să ne lase cu cel mai mare lac plin de cianură din Europa. Nu s-a făcut asta pentru că oamenii au protestat. Trebuie să zic că e o satisfacție când cineva își pune desenul tău cu acul de gămălie pe... Hai, na. Deci,
zidul din Berlin a căzut. Dar spre marea mea surpriză ca artist, lumea în care trăim are tot mai multe ziduri. Din ce în ce mai multe ziduri. Asta e la Baia Mare. Orașul candidat pentru capitală culturală europeană. Și ultimul tip de ziduri care se înalță chiar, nu? Aproape, chiar în momentul în care vorbim, e tipul de zid pe care nu mai poți face graffiti. Deci, fiecare din noi când suntem mici visăm ceva. Vrei să devii cosmonaut, să schimbi lumea, nu? Vrei să faci un lucru măreț. Și te duci în supermarketul vieții să faci lucrul ăla. Deci atenție ce... Adică nu vă uitați visele. Mulțumesc.